Bună copii! Vă spunem bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. O călătorie misionară. Textul de memorat îl găsim în Luca, capitolul 6 cu versetul 38 și îl invităm pe Joshua să ne-l spună. Dați și vi se va da. Ba, încă vi se va turna în sân o măsură bună, care se va vărsa pe deasupra. Mulțumim, Joshua! Probabil că ucenicii lui Iisus au fost foarte entuziasmați, deoarece el era pe punctul de a-i trimite în călătorii misionare. Ucenicii erau 12 și urmau să meargă 2 câte 2. Matei îi numește apostol. Cei 12 bărbați au fost cu Iisus multă vreme. Ei l-au ascultat învățând și când i-au pus multe întrebări, el le-a învățat multe lucruri. Ei învățau acum diferența dintre lucrurile greșite pe care ceilalți le propovăduiau și lucrurile adevărate pe care Dumnezeu le-a spus în cuvântul său. Ei au văzut multe minuni, a vorbit cu mulți oameni și, la fel ca diaconii din bisericile noastre, au ajutat mulțimile care veneau să îl asculte pe Iisus. Totodată, ei au adus mulți oameni la Iisus, oameni care aveau nevoie de ajutorul lui special. Iisus a știut că mult timp după ce el avea să fie deja la cer, vor exista mulți ucenici care să le vorbească oamenilor de pretutindeni despre el și împărăția lui. Dar cei 12 ucenici speciali ai lui urmau să fie primii conducători și învățători ai bisericii sale. Așa că i-a chemat pe toți la oaltă să le spună ce dorea el ca ei să facă. Unde nu puteau merge în prima lor călătorie singuri și unde puteau merge? Haideți să ascultăm Matei, capitolul 10, cu versetele 5 și 6. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. La fel ca alți iudei din acele timpuri, ucenicii credeau că nu trebuie să aibă nimic de-a face cu neamurile și samaritenii. Iisus îi iubea și pe aceștia, dar el știa că ucenicii nu erau încă pregătiți să le vorbească. În această călătorie, ei urmau să meargă doar la iudei și în locurile în care Iisus fusese deja. Ce trebuiau să le spună oamenilor cu care vorbeau? Împărăția cerurilor este aproape. Ia gândește-te, poți numi câteva din minunile pe care ucenicii l-au văzut pe Iisus înfăptuindu-le? Ai mers vreodată într-o călătorie fără mama sau tata? Poate că ai fost cu bunicul sau bunica, un unchi sau o mătușă. Ai fost entuziasmat? În același timp, ai fost și puțin speriat? Probabil că aceleași simțăminte le aveau și ucenicii lui Iisus când el le-a povestit despre călătoriile pe care urmau să le facă. Tu ce e cu tine când mergi într-o călătorie? Dar Iisus dorea ca ucenicii lui să se încreadă în Dumnezeu. Așa că ce le-a spus despre a câștiga câțiva bănuți în plus sau a face rost de haine și de mâncare? Haideți să ascultăm Matei, capitolul 10, cu versetul 9. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiac, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Fără îndoială că ucenicii aveau nevoie de credință, nu-i așa? Ce le spunea Iisus acum era foarte diferit de modul în care unii învățători se îmbrăcau și se comportau atunci când călătoreau. Iisus le-a spus ucenicilor săi despre multe lucruri de care aveau nevoie în acea prima călătorie. Ei trebuiau să își amintească aceste lucruri în multele călătorii misionare în care urmau să mai meargă după aceea. De aceste lucruri,
trebuia să ne amintim și noi atunci când facem lucrare misionară pentru Isus. Unul dintre cele mai minunate și mai palpitante lucruri pe care Iisus le-a dat ucenicilor înainte de a pleca a fost putere. Imaginează-ți că Iisus le-a încredințat puterea de a face minuni, dar oamenii urmau să știe că puterea întotdeauna venea de la Iisus și nu de la ucenici, pentru că ei urmau să facă acele minuni în numele Lui. Ucenicii au fost bucuroși că avea să meargă doi câte doi ca să se poată încuraja unul pe celălalt și se puteau ruga împreună în fiecare zi. Gândește-te, cum crezi că s-au simțit ucenicii când au pornit în călătorie? Crezi că se încredeau în ei sau în Dumnezeu? Ucenicii porniseră în călătoriile lor misionare și Iisus era singur, dar el nu a încetat să lucreze. În fiecare zi era ocupat, învățând și predicând. În același timp, el se gândea la ei și se ruga pentru ei. Când s-au întors, ucenicii așteptau cu nerăbdare să îi povestească lui Iisus despre călătoria lor și despre multele lucruri care s-au întâmplat. Dar, ca de obicei, erau mult prea mulți oameni în jurul lui Iisus pentru ca ei să poată vorbi cu el așa cum își doreau. Erau obosiți și nerăbdători să rămână singuri cu el pentru o vreme. Și Iisus își dorea acest lucru. El știa că toți aveau nevoie de un loc liniștit în care să se odihnească. Ce a hotărât să facă? Haideți să ascultăm Marcu, capitolul 6, cu versetele 31 și 32. Iisus le-a zis: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu la o parte. Probabil că ucenicii au început să vorbească de îndată ce au fost singuri în barcă, dar crezi că oamenii de pe mal doreau ca ei să plece? Au rămas să vadă încotro se îndreptau? Desigur! Crezi că mulți dintre ei i-au urmat? Oh, sigur că da! Unii au mers cu barca, iar în timp ce alții alergau spre ei de pe malul lacului, și mai mulți oameni i-au văzut și li s-au alăturat. Curând mii de oameni îl așteptau pe Iisus înainte ca el să ajungă acolo. Dar Iisus a ajuns într-un loc în care știa că puteau fi singuri măcar pentru o vreme. Liniștiți, au urcat pe coama muntelui și au avut discuții frumoase, deși nu atât cât și-ar fi dorit ei. Ucenicii au povestit lui Iisus despre lucrurile bune care li se întâmplaseră în călătorile lor și i-au mai spus despre lucrurile care nu au fost atât de frumoase. Ei au făcut și greșeli, dar nu le-a fost teamă să îi povestească totul. Au ajutat mulți oameni și acest lucru i-a făcut fericiți. Acest lucru l-a făcut fericit și pe Iisus. El le-a spus ce să facă în ocazia viitoare. Le-a răspuns la întrebări și le-a explicat multe lucruri în timp ce stăteau și povesteau odihnindu-se pentru o vreme. Ia gândește-te, ție îți place să vorbești cu Iisus? Ce ai să-i spui? Iisus și ucenicii lui vorbiseră și se odihniseră într-un loc liniștit pe coama muntelui, dar mii de oameni îl așteptau și întrebau de el. Când a coborât în locul în care s-au odihnit și au vorbit, el a privit în jos spre locul în care se îndreptau oamenii care îl așteptau. Cum s-a simțit? A fost nerăbdător? Și-a dorit ca aceștia să nu fi venit după el? Haideți să ascultăm Marcu, capitolul 6, cu versetul 34. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și au început să învețe multe lucruri. Deoarece era vremea Paștelui, mulți oameni care auziseră despre Iisus și se îndreptau acum spre Ierusalim au urmat mulțimea. Acum așteptau să-L vadă și să îl și audă. Lui Iisus
i-a părut rău pentru ei. El știa că aceștia se săturaseră să îi ascultă pe cărturari și farisei, dar mai știa și că la Ierusalim urmau să îi asculte tot pe aceștia. Ei aveau nevoie să asculte adevărul despre dragostea lui Dumnezeu și despre împărăția lui. Așa că Iisus a vorbit din nou și din nou. Și oamenii l-au tot ascultat. Acolo erau strânși cam 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii, așa că probabil erau cel puțin 10.000 de oameni strânși în acea zi. Iisus nu avea un microfon așa cum au predicatorii acum, dar acei oameni erau atât de tăcuți încât toți îl puteau auzi. Oră după oră l-au ascultat pe Iisus. De fapt, oamenii erau atât de interesați de ce spunea Iisus încât nici măcar nu s-au mai gândit la mâncare. Dar acum se apropia seara. Oamenii au fost acolo toată ziua și Iisus știa că le era foame. Și ucenicii știau. Ce au spus ei că ar trebui să facă Iisus înainte de lăsarea întunericului? Haideți să ascultăm versetul 36 din Marcu, capitolul 6. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele din prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Ce au spus ei părea o idee bună, dar ce le-a spus Iisus și ce au răspuns ei? Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus, dar ei i-au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâine de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Până aflăm ce s-a întâmplat, gândește-te. Chiar dacă ar fi avut suficienți bani, crezi că ar fi putut cumpăra atâta mâncare? Ar fi găsit o modalitate să o transporte și apoi ar fi hrănit toți acei oameni? Tu ce ai fi crezut dacă ai fi fost cu ucenicii și l-ai fi auzit pe Iisus spunându-le să hrănească peste 10.000 de oameni înfometați? Dar Iisus nu era îngrijorat deloc. El le ceruse ucenicilor să vadă ce mâncare puteau găsi chiar acolo. Nici măcar un supermarket nu le-ar fi ajuns, dar ei au ascultat de Iisus oricum. Nu după mult timp, Andrei, fratele lui Petru, s-a întors la Iisus. Ce a spus el? Haideți să ascultăm Ioan, capitolul 6, cu versetele 8 și 9. Este aici un băiețel care are 5 pâini de ors și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Cât de frumos ar fi dacă am cunoaște toată povestea despre cele 5 pâini și cei 2 pești. Poate că mama băiatului i-a pregătit un prânz rapid când l-a lăsat să meargă să îl asculte pe Iisus. El ascultase toată ziua cuvintele minunate pe care Iisus le rostea. Îți poți imagina un băiat care să fie atât de interesat încât să uite să mănânce? Și îți poți imagina cât de foame trebuie să îi fi fost seara? Poate că atunci când Andrei s-a apropiat de el, căutând mâncare, băiatul a crezut că mâncarea era pentru Iisus. El i-a dat bucuros prânzul lui Andrei și poate chiar a mers împreună cu el să vadă cum îl dă lui Iisus. Când băiatul a auzit ce a spus Andrei și apoi răspunsul lui Iisus, cu siguranță că s-a întrebat ce urma să se întâmple. Care a fost răspunsul lui Iisus? Ioan 6:10. Spuneți-le oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Ia gândește-te, te întrebi și tu ce s-a întâmplat. După aceea, uitau ucenicii că Iisus era întotdeauna și Dumnezeu și că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Nu a trecut mult până toți oamenii s-au așezat în grupuri pe iarba verde. Ucenicii puteau merge cu ușurință de la un grup la altul, dar ei încă nu aveau hrană, în afară de prânzul băiatului pe care îl avea Iisus în mână. Probabil că toți priveau și ascultau când el a privit în sus spre cer și a binecuvântat prânzul băiatului. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești i-a împărțit la toți. Apoi s-a întâmplat ceva uimitor. Băiețelul care a fost de acord să își dea prânzul, probabil că a fost foarte entuziasmat privind cum Iisus rupea hrana în bucăți și începea să le dea ucenicilor. De îndată ce ei ajungeau la hrană, ucenicii au trecut repede pe la toate grupurile strânse acolo și oamenii dădeau mâncarea din mână în mână.
De fiecare dată, când ucenicii se întorceau după mai multă hrană, Iisus le dădea cât puteau cuprinde ei în mâini. Îți poți imagina cât de uimiți și de entuziasmați au fost oamenii în timp ce au mâncat? Nu era mâncare de fițe, era ca hrană simplă pe care o serveau de obicei acasă și avea gust bun. Toți au avut atât cât și-au dorit. Nimeni nu a rămas flămând. Desigur, Iisus și ucenicii au mâncat și ei, la fel și băiețelul. Când s-au săturat, ce le-a spus Iisus ucenicilor să facă? Ioan 6:12. Strângeți firmiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. A rămas suficientă hrană încât oamenii s-o poată împărți cu cei care nu au fost acolo în acea zi. 12 coșuri s-au strâns. Crezi că băiețelul care, în mod altruist, și-a împărțit prânzul cu ceilalți, a dus și el ceva acasă? Crezi că le-a spus oamenilor ce s-a întâmplat în acea zi? Ia gândește-te! Ucenicii au luat hrana miraculoasă de la Iisus și au împărțit-o oamenilor frămânzi. Tot așa, vrea Iisus să dăm și noi dragostea asta oamenilor și să le spunem vestea bună că El se întoarce curând. Dacă noi îi dăm lui Iisus inima noastră, ne poate El folosi să îi ajutăm pe semeni? Poți transmite celorlalți astăzi fericire? În ce moduri poți face aceste lucruri? Fiți binecuvântați ca să înțelegeți cum să îi slujiți lui Dumnezeu prin puținul vostru. Domnul cu voi!